Bună! Ignorați începutul cu muzica mea. Bun, deci asta e partea a doua din casa cu trei etaje, adică casa cu două etaje, unul secret. Ce se întâmplă în ea? Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Da. Haideți să zicem că... nu știu ce să zicem, sincer. Sincer, habar n-am ce să zicem. Nu să ascundem aici astea. Și aici. Pentru că erau super prețioase. Și ce mai era prețios? În ghilimele. Cartea asta. Și aici sunt cheile. Hai să-i punem o măsuță distrusă. Asta arată destul de distrusă, dar cred că o să punem una sincer. Da, asta e singura distrusă, deci din păcate am să o punem pe asta. Și cred că o să o punem aici. Oh my god, câte gunoaie, nu mai pot. Oh my god. Hai să-i punem un pat, pentru că ar trebui și ea să doarmă pe ceva. Totuși. Dar hai să-i punem un pat cu o frunză. Spar vechi și urât. Chiar dacă nu pare. Perfect. Uite, din asta chiar iese praf. Deci asta e perfect. Aici lucrează la lampă. Asta e singura lumină. Momentan stinsă. Hai mai la stai un dat. Așa. Așa ziceam și eu. Keylor, este timpul să vă las de aici. Da, de ce nu se dau? Am și eu o întrebare. Cred că aruncăm asta. Punem alta. Și luăm alte chei. Logic. Că alea erau cheile de la lift. Și mai logic. Ara, logică, logică. Hai să punem crăpături și uzeri. De pe aici o uzeală. Încă o uzeală. Și o crăpătură aici. La geam. Oh my god. Oh my god. Și cred că mai pun una aici. Oh my god. Oh my god, copacul meu. Prea multe oh my god-uri. Cred că mai pun o baltă mai mare. Oh my god. So beautiful. Oh my god. Ignorați oh my god-ul meu. Da. Am uitat să iau cheile. Pentru că liftul ăsta se dezblega. Uite un tren rupt. O să arată perfect. Ce-o fi asta? Ia, pe asta le ești pot să apăs, că n-am apăsat niciodată. Astea. Da, pot. Habar n-aveam. Ia, hai să vă arăt ceva. Perna asta o să o punem undeva pe aici. Cred că o să o lăsăm așa, că ultima e prea extremă. Așa. Și o să o punem aici. Ca să pară neconfortabil. A, și asta. Și un spray foarte ciudat. Creepy. Hai să punem un scaun rupt în două. Asta arată ok. Și hai să punem un caiet și mai rupt în două.
asta. Și un creion. Așa, deci aici punem niște dinți, aici niște păianjeni, aici punem ochii, mai mulți ochi, bă, chestia asta, un pluș, un gunoi, aici un gunoi, deci aici un gunoi, aici un gunoi, deci, asta nu. Aici un gunoi. Aici un gunoi. Aici un gunoi. Adică aici un gunoi. Acolo un gunoi. Pe masă un gunoi. De fapt două gunoaie. Și hai să punem și pe aici gunoaie. Gunoi aici și gunoi acolo. Aici. Și acum un trelunleț care era aici. Sau o să-l pun aici. Așa mai vii de acasă. Mm-hmm. Perfect. Deci, am nevoie de chestia asta, de fapt. Așa, perfect. De tine asta. Așa, deci, da! Hai să vă arăt fun fact. Gen, trebuie să puneți asta așa. Și după ce o puneți așa, that's ok. Și uitați. Super mega fine. Și uitați, fun fact. Trebuie așa. Trebuie așa. Așa. Oh my god! Wow, asta nu știam. Aha. Asta e nouă. Interesant. Deci, am dat. Hai să ascundem asta. Logic. Și hai să punem pereții. Când am pus eu două paturi, sincer. Verificăm vocea. Ca să nu fie. Aici trei paturi. Ăsta ne prășeam că erau două sertare, pentru că n-am nevoie de încă un pat, oh my god. Este posibil să vă fi dat seama deja ce poveste fac. Nu știu sigur dacă v-ați dat seama, dar în curând o să vă dați. E ușor, nu vă lați. Nu vă luați, oh my god. Cerima urâtă. Aha. Da, în fine. Deci, nu știu ce să zic. Cred că lăsăm casa așa, pentru că da. Deci lăsăm aici ce mă de reparatoare. De reparatoare. Anyways. Să mă acolo o scară. Of course. Deci, da. Hai să lăsăm acolo chestii din aia. Habar am pentru ce o să folosesc. Și pentru ce folosește? Anyways. Hai să vedem ce mai putem pune aici. Un dulap inutil, un dulap inutil, încă un dulap inutil. Hai să umplem toată casa de dulapuri, pentru că ne trebuie depozitare. Da, deci acum, hai să facem aici. Ce să facem aici? Să facem o sufragerie. Logic. Ha, cine s-a gândit la asta? Oh my god. Sufragerie. Classic. Classic. Hai să punem covoare, logic. Aha, era să uit. Hai să punem cel mai classic covoare. Când am chef de altul. Așa, deci asta arată perfect. Deci arată
Perfect. Dragă, deci casa ta e superbă. Anyways, cred că te caută poliția. Mă rog, n-am treabă cu tine. Aici cred că o să fac baia. Logic. Dar hai baia să facem în următorul clip. Deci, cam acesta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like și subscribe și share. Și ne mai vedem. Adio!